la școala de bere. Numele meu este Cristian Chinavirta, unii mă cunoaște drept chinezul și sunt un mare, mare fan al acestei licori minunate numită berea. În câteva lecții, foarte scurte, o să vă explic de ce e așa de bună bere. Blondă versus brună. Știți care e diferența între ele? Amândouă sunt foarte bune. Asta e singura diferență. Acum, mergând pe linie de fabricație, diferența este una dată de malț. În berea blondă, malțul nu se prăjește. În berea brună se prăjește. De unde vine și gustul ăla așa de cacao, uneori de migdale. Asta e singura diferență între ele. Desigur, dacă o luăm pe linie de bărbați versus femei, doamnelor le place mai mult berea brună. Nu mă întrebați de ce. Așa e. E mai dulceagă, bineînțeles. Arată mai bine, nu? Aspectul estetic este foarte important. Turnat în bar, berea brună arată mult mai bine. Dar în esență, important e să vă bucurați de amândouă. Găsiți toate lecțiile din cadrul școlii de bere pe pagina de Facebook Oșan, unde aveți și premii. Dacă intrați pe pagina de Facebook Oșan și răspundeți la niște quizuri, nu foarte grele, puteți câștiga unul din cele 10 premii foarte gustoase.